Pe litoralul românesc deja au început să se facă comparații cu perioada estivală din 2008 și parcă nici atunci nu era atât de plin. Acum, particularii au cam dispărut de pe marginea drumului, semn că au avut camerele pline. Totuși, comercianții de pe falezele din sudul litoralului nu sunt foarte mulțumiți de încasări. Cu ceva? Ce se vorbea de ea? Acum chiar puțin sunt copilul noastră, a românului. Mamă? Cum merg vânzările? Cum a mers acum în weekend? Mai din ce în ce mai prost. Simțit, s-a simțit. De ce să vorbim că nu s-a simțit? Dar nu o diferență spectaculoasă. Nu. Așa, fiecare își ia un suvenir, un breloc sau un sistem de prins la telefon. Cum a mers în weekend? Ați avut ceva că a fost plin? Da. A fost? Da. A mers bine, nu? Deci se cunoaște că e ca în 2008. Da. Prețurile rezonabile au adus în Mangalia mulți turiști speriați de tarifele mult mai ridicate din stațiunile vecine. Aici costurile sunt mai scăzute decât în Neptun, Costinești sau Mamaia. La mare căutare sunt suvenirurile pentru copii. Cel mai ieftin colac pornește de la 6 lei și ajunge la 28 de lei. Soția e cu colierele, eu sunt cu șoburile. Dacă vorbesc cu soția, poate ea cumpără mai multe. Aș cumpăra un colier de... Ce colier ți-ai cumpărat? Cu site? Asta e mică, au un colier de scoici. Eu... Cum vi se pare prețurile? Destul de accesibile aici, în față de Neptun, unde sunt mai mari. Pentru astea mici, după fel de fel. Cumpărați un coșuleț cu scoici, niște stele de mare? O să cumpărăm, bineînțeles că o să cumpărăm. Cum vi se pare prețurile? Acceptabile. Plajele curate, locurile amenajate din stațiuni și investițiile din spațiile de cazare sunt doar câteva dintre argumentele care i-au convins pe români să rămână în țară în vacanța de vară. A fost un weekend superb, totul a mers bine, suntem foarte mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat în oraș, zona a fost curată, s-a tuns iarba. Vrem să știm dacă puteți compara sezonul acesta cu cel din 2008. La noi toamna se numără bobocii, dar e un semn bun. Față de anul trecut este un pic mai bine. Nici în timpul săptămânii lucrurile nu stau mai prost. Peste 98% din locurile de cazare sunt ocupate de luni până vineri, atât în Mangalia cât și în celelalte stațiuni. Iar Vama Veche rămâne unul din locurile preferate de turiști, în special de cei tineri.